uite din vărsător. haideți să vedem la vărsător în dragoste să fiți atenți că o să vă trimit la cei care mi-a scris pentru dezlegarea de vrăji din 31, o să primiți e-mail cu ce aveți de făcut pe data de 31 uh, o să fac pentru toată luna în dragoste aici pentru că uh, să fac și videouri pentru 2020 și pentru dar în weekend pentru e mail vă rog frumos să aveți răbdare pentru că mi se blochează și WhatsApp-ul și e mail din cauză că mă sună și mă caută și mă scriu foarte mult. O să vă răspund pe weekend la toată lumea. În curs săptămânii am fost foarte ocupată, nu am putut răspunde decât la clienții care sunt deja. Am luat unii noi, dar foarte puțini. Haideți să vedem. Vărsătorul. Câtă pasiune aveți cu o persoană, persoana asta vrea să vă ia acasă, să vă ducă acasă, sunteți suflete pereche cu această persoană. Calculează minutele când vă întâlniți, dar și dumneavoastră, și dumneavoastră v-ați atașat de această persoană. Pasiune în casă, vă căutați, vă urmăriți, comunicați, relație stabilă, ați ieșit dintr-o relație și sunteți într-o altă relație. Uh, Cum zic, parcă a mai rămas acolo un punct... O urmă din cealaltă relație. Hmm. Vă mai gândiți așa. Cei căsătoriți cei singuri și cei, uh, cealaltă persoană. Sau persoana specială. Cei căsătoriți? Haideți să vedem. Vărsătorul, căsătorit sau într-o relație de lungă durată. Ce se va întâmpla? Păi, rămâneți împreună cu casă, cu șansă. Uite, mi-a ieșit ultima dragostea. Multă dragoste aveți în căsătorie, copii, bucurii. Dacă acea persoană a plecat, se întoarce în casa dumneavoastră cu speranță, cu șansă. Faceți o călătorie, mergeți undeva în concediu sau vă vizitați familia, vă vizitați copii sau așa, petreceți cu copiii și așa. O lună foarte frumoasă, cu multă dragoste, cu copii, cu nepoți și așa. Depinde, că vă și perechi mai în vârstă. Aici cei singuri. Foarte triști, pentru că sunteți singuri. E foarte trist vărsătorul, la vărsător nu îi place să fie singur. O să faceți familie, căsătorie, bucurie, cam mai durează. Nu acum în decembrie, poate luna mai sau luna ianuarie. Din septembrie parcă ați cunoscut pe cineva sau vă gândiți la cineva. Poate că această persoană este căsătorită sau nu este hotărâtă de căsătorie, dar va fi, va fi. Pentru că ați ieșit dintr-o relație rea. V-ați despărțit de cineva pe care ați iubit foarte mult Sau uh, ați avut blocaj Ați lua hotărâri O să luați hotărâri iarăși Și repede vi se împlinește ce vă doriți Ce singur Haideți să vedem ce cu persoana asta specială Persoana specială A persoana specială o oh. are vrăși făcute sau dumneavoastră aveți cei care vă dezleg, v-am zis să fiți atenți că vă trimit, să faceți, vă rog frumos ce vă trimit. Uh, mult noroc, o să aveți, vi se deblochează multe lucruri, multe situații se deblochează. Șansă, bucurie, uh, falsitate și... Cum să spun? Aveți grijă. Uh, cu ce vă jucați, cu cine vă jucați. Nu! Să aveți grijă cine se joacă, mai bine zis, cu dumneavoastră. Pentru că sunt riscuri sexuale, de boli sexuale, sunt riscuri de faliment, falsitate, furt. Uh, nu neapărat material, și material poate fi că sunteți într-o relație cu cineva cu care lucrați sau afacere care vă poate fura. Uh, este o persoană care vrea să profite de bunătatea dumneavoastră, această persoană specială. Deși vă iubește și iubiți, uh, nu știu, sunt anumite probleme sau poate altceva la care nu vă puneți de acord. Dar nu vă despărțiți, nu. nu. Cam asta a fost pentru vărsător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.